draga mea, sunt luna Ala. Începând cu 9 octombrie, efecte negative ca urmare a lunii noi se pot manifesta, deoarece pe 7 octombrie se vor intensifica aspectele disarmonice dintre Venus și Marte, între Soare și Pluto. În această perioadă există o mare probabilitate de conflicte și de neînțelegeri. Acest lucru va fi amplificat de dificultăți în înțelegerea reciprocă din cauza lui Mercur, care va intra pe semnul Scorpionului pe 10 octombrie și îi se va împotrivi lui Uranus. În plus, pe 11 octombrie, Venus va fi înverșunată către Marte și Mercur, către nodul lunar sud, ceea ce va complica foarte mult dezvoltarea relațiilor armonioase și a interacțiunilor cu succes. Toate acestea pot împiedica, de asemenea, semnarea unor tratate și acorduri importante. Numai după 12 octombrie va fi posibil să acționezi cu mai mult succes. Prima jumătate a săptămânii poate fi nefavorabilă persoanelor cu boli cronice. În timp ce starea de spirit lasă mult de dorit, angajează-te doar în sarcini de rutină. Nu te vor împovăra prea mult, dar îți vor ocupa gândurile. Când iei decizii, folosește imaginația și intuiția. Aceasta este o perioadă potrivită pentru creativitatea intelectuală. A doua jumătate a săptămânii va aduce o activitate sporită în relațiile personale. Crește dorința de diversitate, dragoste și aventuri. Acum este important să nu te grăbești cu dezvoltarea relațiilor dacă nu dorești ca povestea ta turbulentă să se încheie pe cât de repede a început. Modificările în parteneriatele existente nu sunt excluse. În acest moment, tendința de a analiza relațiile tale va crește, nu este exclusă aprofundarea sentimentelor sau transformarea lor. Sfârșitul săptămânii va fi o perioadă ideală pentru a învăța ceva nou. Poate că va fi o dezvoltare de abilități sau poate doar o carte interesantă. Gândește-te la ce ai putea învăța, ce să înveți și ce să îndrăznești. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Stai departe de evenimentele în curs, în special la începutul săptămânii. Aceasta va fi cea mai corectă decizie. Starea actuală a lucrurilor sugerează că o nouă idee sau planurile care vizează îmbunătățirea situației generale sunt în pericol și, cel mai probabil, în prezent, oamenii din jurul tău nu sunt în măsură să evalueze geniul tău. Dacă aveai de gând să începi o dietă pentru pierderea în greutate, amână planurile pentru o altă dată. În caz contrar, vei face mult efort și rezultatul nu va aduce bucurie. Luni te poți întâlni cu o persoană care poate schimba ceva în viața ta. În această săptămână vei fi într-o atmosferă romantică optimistă. Acesta este un moment bun pentru călătorii și aventuri. Într-o deplasare poți începe o poveste de dragoste. De asemenea, îți poți găsi cu ușurință un partener pe rețelele sociale. Mai aproape de sfârșitul săptămânii, mai ales la sfârșit de săptămână, încearcă să reduci efortul fizic și să acorzi atenție mai multă la propria bunăstare. Aceste zile pot fi asociate cu o scădere a imunității, deci sunt necesare măsuri de prevenire diferite. Fii mai atentă atunci când iei medicamente, urmează cu strictețe instrucțiunile medicului. Astrele sunt optimiste. Taur. Săptămâna curentă va avea un curs mai mult sau mai puțin armonios, dar această prevedere are rezerve. Stelele avertizează asupra interferențelor în afacerile altor persoane și a participării la rezolvarea problemelor, chiar și a celor apropiați de tine. Pentru unele dintre voi va fi firesc, pentru altele nu, dar într-un fel sau altul, în această săptămână responsabilitatea principală va cădea pe umerii tăi. Pot să apară dificultăți în satisfacerea propriilor nevoi. La locul de muncă nu te aștepta la cele mai plăcute surprize. Nu face confidențe colegilor.
Fii atentă la propria familie, are nevoie de dragostea și grija ta. Dar nu te uita pe tine. O baie caldă, o carte preferată și o cafea aromată sunt ceea ce ai nevoie. În această săptămână se va intensifica nevoia de dragoste și intimitate care nu vor încetini să îți afecteze atractivitatea sexuală. Reprezentantele singure ale semnului ar trebui să fie pregătite pentru cunoștințe noi romantice. Tratează-le ca o distracție plăcută și interesantă, nu adera puternic la obiectul simpatiei. Bucură-te de flirturi ușoare și relații fără caracter obligatoriu. La sfârșitul săptămânii, sentimentul de gelozie în parteneriat poate crește. Încearcă să te asiguri că persoana iubită nu interferează cu prietenii. În caz contrar, conflictele nu pot fi evitate. De asemenea, este de dorit să nu vizitezi spații aglomerate. Astrele avertizează! Gemeni, relațiile cu rudele vor lăsa mult de dorit. Schimbă-ți atitudinea față de ele și situația se va schimba. De marți până joi poți fi parte a conflictelor. Poate că tu însă ți le vei provoca, dar există mult mai multe șanse să ai probleme cu ceilalți. Se poate întâmpla de asemenea că din cauza unor probleme complet străine ție va trebui să acționezi diferit decât ai dori sau să fii afectată. Acest lucru se poate datora în primul rând iubirii și prieteniei. Acum este important să nu împrumuți bani, altfel îi vei recupera sau plăti cu greu. Mai bine concentrează-ți toate forțele asupra câștigurilor suplimentare. Șansele de a te ridica sunt foarte mari. Pe cele care se află în relații maritale le așteaptă o săptămână minunată. Aventura de dragoste în cuplu va crește, senzualitatea va crește. Dacă de mult timp te-ai certat cu pasiunea, atunci merită să folosești acest timp nu numai pentru reconciliere, ci și pentru întărirea iubirii și înțelegerii reciproce. Pasiunea ta îți va satisface toate dorințele. Planurile comune și visele vor contribui la consolidarea uniunii. Acesta este un moment bun pentru parteneriatul de afaceri. De exemplu, poți conveni asupra unei cooperări reciproc avantajoase în timpul negocierilor. În weekend este mai bine să nu planifici recepția oaspeților. De asemenea, weekendul nu este cel mai bun moment pentru menaj sau reparații. Astrele sunt optimiste. Rac. În această săptămână, stelele te sfătuiesc să te ocupi de ordinea în casă și la locul de muncă. În zilele lucrătoare, probabil vei fi ocupată în principal cu probleme de afaceri. Luni, poți discuta aspirațiile și planurile tale pentru viitor, să construiești relații cu superiorii tăi. De marți până joi, relațiile cu unul dintre șefii de sex feminin și, în general, cu o femeie care are o mare autoritate pentru tine, pot fi întrerupte. Pentru a înțelege situația, calmează-te și oprește îngrijorările. Te vor ajuta prietenii. Va fi interesant! Tratează totul cu un zâmbet și totul se va sfârși cu urale. Fii atentă în timp ce conduci. În această perioadă, astfel de exerciții nu vor fi o povară pentru tine. În plus, vei descoperi o regularitate interesantă. În timp ce zâmbești, starea de spirit și bunăstare se vor îmbunătăți. Nu este exclus faptul că unele boli vor scădea și ele. Este, de asemenea, un moment bun pentru a începe un ciclu de proceduri de îmbunătățire a sănătății, de exemplu, întărirea imunității sau antrenamentul la un club de fitness. Poți începe o cură cu antioxivita. La sfârșitul săptămânii, relația ta cu unii prieteni, rude sau vecini, cei cu care trebuie să interacționezi în mod constant, se poate deteriora. Încearcă să eviți situațiile de conflict și contactul cu persoane agresive. Astrele sunt optimiste. Leu. Luni va trebui să muncești din greu.
Nu trebuie să te superi, munca va merge rapid și va aduce plăcere. De asemenea, luni este o zi potrivită pentru tratament sau un examen medical. De marți până joi trebuie să ai grijă de sănătatea ta. La locul de muncă este mai bine să ții câteva zile libere. Poate exista o urgență. O stare bună de spirit te va bântui în această perioadă. Folosește ocazia și organizează întâlniri. Poate chiar te îndrăgostești în acest moment, șansele sunt minunate. La începutul săptămânii poți obține o ofertă profitabilă, nu rata! În această săptămână, contrar așteptărilor, te vei afla pe un val de dragoste. Sentimentele tale pot supraviețui unei creșteri hormonale extraordinare. Încearcă să îi surprinzi plăcut pe cei dragi. Acesta este momentul potrivit pentru creativitate și divertisment. Poți participa la evenimente festive, concerte. Cel mai probabil, starea ta de spirit va fi supraoptimistă toată săptămâna. Dacă ai copii, în comunicarea cu aceștia îți vei putea descoperi talentele pedagogice. Între timp, la sfârșitul săptămânii poți simți o lipsă acută de resurse financiare. Stelele îți recomandă încă de luni să amâni o anumită cheltuială pentru coama sau mândria ta, apoi la sfârșitul săptămânii nu va mai fi necesară golirea portofelului. Astrele sunt optimiste! Fecioara! Stelele prevestesc o întâlnire cu cineva care te poate ajuta sau o nouă cunoștință interesantă. Întâlnirile cu prietenii sau adunările de familie îți vor aduce emoții pozitive. Te vei bucura de pace și armonie în familie. În evenimentele actuale, chiar și cele destructive, poți lua în considerare semnele evenimentelor viitoare. Toată atenția acum trebuie îndreptată spre sănătate. Cu aceasta totul este în ordine, dar prevenirea nu va fi superfluă. Alocă timp medicilor. La locul de muncă nu încerca să realizezi proiecte importante, acum acestea sunt dincolo de puterea ta. Ocupă-te de sarcinile de rutină. Este puțin probabil că vei dori să părăsești casa chiar și pentru o perioadă scurtă de timp. Relațiile cu rudele apropiate vor fi binevoitoare. Vei fi chiar capabilă să vă uniți forțele de dragul unor cauze comune pentru îmbunătățirea locuinței. De exemplu, toți împreună pentru a decora sufrageria sau bucătăria. Este de asemenea un moment bun pentru sărbători de familie și oaspeți. La sfârșitul săptămânii, încearcă să te comporți mai blând și mai tacticos față de ceilalți. Sunt posibile situații de conflict din cauza diferitelor neînțelegeri. Astrele sunt optimiste. Balanța. În muncă sau în afaceri, săptămâna poate aduce succes, dar și mai multe probleme. Vei avea ocazia de a-ți dezvolta cariera, de a avea un contact profitabil cu conducerea sau cu un public de succes. Încrâncenarea lui Marte către Pluto în semnul tău înseamnă că poți escalada o situație la limită. Nu depăși limita, căci ți se va scurta limba. Te așteaptă schimbări pozitive în viitorul apropiat. Adevărat, vei face un mic efort. Cere ajutorul unui prieten apropiat, dacă ai unul. Dramatică, această perioadă poate fi în relația cu copiii. Totuși, în această săptămână te poți aștepta la o mulțime de comunicare plăcută, deplasări, întâlniri. Datorită unei atitudini prietenoase față de oameni și dorințe de a te ajuta într-o situație dificilă, poți câștiga simpatia și dragostea altora. Acesta este momentul potrivit pentru a te împăca cu oamenii cu care ești în conflict. Educația este cheia succesului. Studenții de la universități și colegii vor putea face progrese semnificative în studiile lor. Relațiile cu profesorii și colegii de clasă vor evolua armonios. Cu toate acestea, la sfârșitul săptămânii va trebui să acorzi mai multă atenție sănătății tale. În acest moment, imunitatea ta poate fi slăbită, ceea ce va crește probabilitatea de a dezvolta boli infecțioase. Astrele sunt optimiste.
Scorpion. Noi contacte sociale, semnarea contractelor, acorduri sunt posibile. În aceste zile poți reconcilia sau ajunge la un compromis cu oricine. Din a doua jumătate a săptămânii se va încheia această perioadă de risc ridicat de certuri și dezacorduri. Realizează o analiză serioasă a trecutului tău, greșeli, evenimente. Pe baza acestui fapt va trebui să ajustezi prezentul. Nu te dărui emoțiilor, mai ales dacă te simți luată de val. Și nu fă promisiuni. Poți avea succes în diferite achiziții. Poți crește veniturile astfel încât să îți poți permite să cumperi haine frumoase la modă, bijuterii sau orice alt lucru care îți va sublinia imaginea și statutul. Este de asemenea un moment bun pentru a vizita cluburi, restaurante, săli de concerte și saloane de spa. În această săptămână, cel mai probabil vei simți creșterea poftei de mâncare. Cele care se luptă cu excesul de greutate pot întâlni o tentație irezistibilă de a se răsfăța cu dulciuri. Amintește-ți consecințele. Este mai bine să petreci weekendul acasă cu familia. Întâlnirile cu prietenii în weekend nu sunt necesare. În acest moment pot exista conflicte spontane cu unul dintre ei. Astrele sunt optimiste. Săgetător, te poți aștepta la o conversație importantă sau o idee strălucită. Stelele te vor ajuta să vinzi, să te promovezi sau să convingi, deschizând ochii ascultătorilor. Problemele de muncă sau de sănătate ar putea fi tema principală a săptămânii. De asemenea, poți întâlni oameni care vor deveni catalizatori pentru schimbare. În zilele următoare vei fi mai sensibilă decât oricând. Încearcă să te concentrezi cât mai mult posibil. Acum poți să stabilești noi obiective și să gândești modalități de punere în aplicare a acestora. La sexul opus vei avea un succes formidabil pe 8 și 9 octombrie. Cu această ocazie vei dori să faci schimbări în imaginea ta. Graba cu schimbările globale nu merită. Cel mai probabil va fi suficient să faci doar câteva mici modificări pentru a-ți oferi un farmec deosebit. Cu toate acestea, relațiile cu sexul opus pot fi pline de intrigi ușoare, de flirt și de romantism. La sfârșitul săptămânii este posibil să te confrunți cu circumstanțe exterioare dificile, ceea ce va face dificilă atingerea scopului dorit. Nu este de folos să te superi, în curând vor dispărea obstacolele din calea ta, ca de obicei. Astrele sunt optimiste. Capricorn. Păstrează praful de pușcă în mod profesionist, la loc întunecos și uscat. Trebuie să supraviețuiești într-o cursă competitivă și nu unei bătălii. Acum trebuie să te axezi pe carieră, să îți realizezi planurile și să faci bani buni. Sfera romantică se pare că va fi de mâna a doua. Întoarcerea legăturilor vechi nu este accidentală, dar este predeterminată karmic. Dacă nu mă crezi, consultă-ți astrograma natală. Stelele spun că poate fi o perioadă dificilă. Evident că nu dorești să fii înșelată. Minimizează comunicarea cu persoane necunoscute. Nu pierde banii pe dorințe de șarte ca apoi să regreți. Cele care au obiceiuri proaste știu. Acum este momentul potrivit pentru a scăpa de ele. Pentru cea mai mare parte a săptămânii vei simți nevoie de liniște. Dacă nu ai afaceri urgente, este recomandat să petreci cel puțin câteva zile într-o stațiune unde să te poți relaxa de stresul cotidian și să poți înțelege cele mai recente evenimente. Dacă acest lucru nu este posibil, încearcă să îți programezi cel puțin 2 ore pe zi la o întâlnire cu tine însăți pentru a te odihni într-un cadru retras. Doar așa îți vei putea restabili puterea și poți găsi armonia spirituală. Este de asemenea un moment potrivit pentru practicile spirituale. Yoga, Qigong, meditație, lecturi de mantre sau formare autogenă. Îți recomand cursurile maestrului Alexandru Nicolici. La sfârșitul săptămânii nu comunica cu străini. Astrele sunt optimiste. Vărsător.
Fugi de muncă precum elefantul când simte un șoarece. Se cutremură pământul când soarta te cheamă la muncă. Epicul țării este în plină desfășurare și tu te visezi sedusă de un crai. Lucrează în beneficiul familiei, demonstrând vâna excelentă a maestrului. Dacă ești un salariat pe cont propriu, ar trebui să cheltui mai puțin. Satisface mai întâi cererile atât de necesare celorlalți, diluând puțin aroganța, trufia și egoismul. Încearcă să îți arăți sentimentele pentru a doua jumătate. De ce să nu aranjezi o seară romantică să-ți mărturisești dragostea? Chiar crezi că te costă să îți exprimi dragostea sau crezi că nu vei primi dobândă la cuvintele tale? În această săptămână vei dori să uiți ceva sau întreg trecutul tău. Deoarece aparatul de călătorie în timp nu a fost încă inventat, încearcă să te concentrezi asupra regândirii realităților actuale ale vieții. Trecutul își va lua partea lui de pradă. Acesta poate fi un motiv bun pentru planificarea proiectelor pe termen mediu. În aceste zile, rolul pozitiv al comunicării prietenoase este major. Ține limba în spatele dinților și poate că vei primi informații valoroase datorită cărora poți începe o nouă etapă în viața ta. Noi impresii și idei proaspete sunt acum necesare. Caută pe la prietenii rămași. La sfârșitul săptămânii merită să acorzi mai multă atenție aspectului prezent al vieții, în special cel financiar. Astrele sunt în deliberare. Pești. Interesul material nu este o manifestare a naturii mercantile, ci un impuls progresiv ce conduce relația cu oamenii, colegii, prietenii. Acum domină interesele pământești, insuflând trăsături de pragmatism sănătos pentru o autorealizare optimă. În aceste zile, categoric nu te poți grăbi. Fă totul cu maximă atenție, nu te pierde din grabă. La locul de muncă, nu te lăsa distrasă de lucruri străine, există riscul de a face o greșeală. La domiciliu pot exista probleme și dezacord cu gospodăria. În această săptămână poți primi o propunere de promovare. Dacă ai visat mult timp la creșterea carierei, nu rata șansa. De asemenea, în această perioadă poți câștiga un premiu la un concurs sau un casting. În general, săptămâna aceasta promite o tranziție la un nou pas pe scara socială sau profesională. La sfârșitul săptămânii, tensiunea în relațiile maritale poate crește. Poate că partenerul în căsătorie va cere explicații pe care nu le poți da încă. Dovezi de gelozie, agresiune, deteriorarea înțelegerii reciproce nu sunt excluse. Astrele avertizează! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!